Un concept unic în țara noastră a fost realizat într-un spațiu public din Constanța. Trotuarul senzorial. Acesta a fost special creat pentru copiii cu nevoi speciale. Tema conceptului fiind natura sălbatică. În fața Centrului de Psihologie Marea Neagră din Constanța, psihologul Adrian Gemănaru, împreună cu angajații primăriei, copiii, dar și cu artiștii specialiști în desene 3D, au creat un proiect inedit pentru micuții cu nevoi speciale, trotuarul senzorial. Tema conceptului este Children Wild Nature, trotuarul fiind realizat din materiale rezistente la intemperii. Am încercat să aducem natura sălbatică, să o aducem în mijlocul Constanței, să creăm un element inedit pentru orașul nostru. Cu toții iubim Constanța și am considerat că pot pune o picătură de culoare în tot ceea ce reprezintă urbea constanțeană. Covorul senzorial e împărțit pe mai multe sectoare. În primul rând am lăsat un sector în care noi constanțenii ar trebui să mergem descălțați pe el, să ne ridicăm pur și simplu pantalonii și să simțim sub talpa piciorului, să simțim covorul senzorial și, mai corect, trotuarul senzorial, că este realizat într-un spațiu public. Pe lângă acest covor am realizat și o serie de desene 3D care ne dau senzația că vin spre noi elemente care sunt inspirate din natură, reprezintă diferite animale, diferite spații, am creat chiar un abis, o prăpastie, iar pe gardul centrului am realizat o serie de creații artistice ale copiilor pe care le realizează la terapie, le-am pus afară sub cerul liber. Evident că există un risc, suntem poate inconștienți, avem încredere, dar totuși eu sunt convins că constanțenii vor înțelege și nu vor distruge aceste creații pentru că sunt ale copiilor până la urmă. Ineditul proiect are forma unui trotuar clasic, dar materialele din care este realizat sunt neobișnuite. Trotuarul senzorial este compus din diferite suprafețe de piatră, asfalt, nisip, trunchiuri de copaci, colace marinărești și desene 3D. Acest concept se dorește să aibă un impact pozitiv asupra copiilor și să îi ajute să se integreze mai ușor în mediul din care fac parte. Noi sperăm ca, în primul rând, impactul să nu fie doar asupra copiilor, ci să fie a tuturor persoanelor. Noi încercăm să aducem ceva frumos, încercăm să schimbăm nu numai ce este în interiorul fiecărui copil, ci să schimbăm și ceea ce reprezintă societatea pentru fiecare din acești copii. Este clar, pentru că cea mai mare problemă pe care o au acești copii este ceea ce privește senzorialitatea și capacitatea lor de a reuși să se integreze în mediul social, mediul înconjurător, așa cum este el. De la bun început, în urmă cu câțiva ani, noi am pornit pe a le dezvolta foarte mult capacitatea lor de interacțiune și de integrare la nivel senzorial. Am creat cameră de stimulare senzorială, am creat covor senzorial, acum iată că am ieșit și în mediul înconjurător pentru a reuși să-i obișnim atât pe trecători cât și pe ei cu tot ceea ce presupune. De la o etapă la alta, să știți că feedback-urile din partea părinților au fost foarte pozitive. Dacă la început le era teamă să se ducă cu ei în parc pentru că simțeau textura de la iarbă sau textura nisipului destul de neplăcută dacă avem un copil cu o desincronizare senzorială, în momentul în care noi am reușit să aducem toate acestea și am obișnuit copilul și cu tot ceea ce înseamnă lemn, cu tot ceea ce înseamnă iarbă, nisip, piatră, el a reușit să generalizeze toate aceste aspecte și a reușit din toate punctele de vedere să înțeleagă ce înseamnă integrare și ce înseamnă stimul la nivel senzorial în mediul înconjurător. Mi se pare o idee foarte bună, s-a făcut un lucru bun, acest covor nu mai este în Constanța, copiii o să bucure. Trebuie să așa, la o să fie fericit, vă dați seama că o să debea așteptăm să fie puțin mai cald să-l încercăm. Nu o să aibă teme? Nu, cred că o să le placă foarte mult. E o idee foarte bună și chiar mă bucur că s-a putut realiza lucrul acesta aici în Constanța. În anul 2015, psihologul Adrian Gemănaru a fost nominalizat la prestigioasele premii World Autism Festival din Canada pentru o terapie complementară menită să reducă stimulările la nivel senzorial ale copiilor afectați de autism. Proiectul realizat de psihologul român Sensory Therapy Legs ușurează activitatea terapeutică prin reducerea stărilor de agitație și agresivitate.